De la ziua sau nu mai știu, de la ultima oră vreau să urce în pom, să dăm plop, să fotografieze în cameră. Da, știu și... Da, știu și cine, dar tu se amintești că nu asta era important. Tu se amintești că în fiecare zi o liftieră, o infirmieră și un portar vedeau pe coposul lift. Mai ții minte? Și noi îl întrebam pe Oprescu în fiecare zi. Domnul doctor, a zis o liftieră că l-a văzut pe domnul coposul lift. A zis cu tare. Și el ne explica că omul fiind ventilat mecanic și având o grămadă de probleme de sănătate, nu avea cum să fie lift. Și la un moment dat s-a enervat și a zis, bă, credeți-mă pe cuvânt de onoare, că n-aveți cum să-l vedeți nici dacă vă face Spider-Man. Era o comisie multidisciplinară încă de la vremea respectivă, ții minte. Practic, sau și teoretic și practic, nu presa online, la vremea aceea nu exista presa online, nu știu dacă abia pornise internetul, a inventat fake news-ul. Deci erau și atunci fake news-uri bereche. Da, bine. Problema e că noi, viva la vremea aceea, scuzată fie expresia, nu puneam botul, pentru că noi aveam prost obicei la acea vreme să verificăm o știre din trei surse. Deci o sursă era liftiera, o sursă era Oprescu și o sursă era coposul. A treia sursă, neputând fi confirmată, știrea practic nu exista. Așa este. N-ai greșit, n-ai dat niciun fake news toată cariera? Îmi place să cred că nu. Da? Cine n-a dat niciun fake news e primul care poate ridica piatra?